Phew! Ah, o capcană cu pietre căsătoare! Ingenios! O capcană muzicală antică! Din fericire, știu exact ce melodie să cânt! Ce amuzant e! E de bine? Wow! Se pare că avem o misiune! Rocket, trebuie să localizăm semnalul emisiunii! Mă ocup! Wow! Intrarea este blocată de 3 plăci din granit masiv! Nu putem intra pe acolo. Trebuie să găsim o nouă intrare. Hei, dar ruinele antice nu au de obicei uși secrete? Hei, ca să vezi, am găsit eu una! Apărătorii regatului, să rezolvăm asta repede, să nu facem stricăciuni. Ajutor! E Liberty, dar nu sunt sigur din ce direcție se aude. Din tunelul acesta, la dreapta. Poate ar trebui să preiau conducerea. Sunt Bursuc și știu totul despre călătoriile subterane. Dar suntem în regatul junglei, iar eu sunt cea mai bună la localizare. Eu ar trebui să conduc. Ne pierdem timpul certându-ne despre cine ar trebui să-i găsească. Au nevoie de ajutorul nostru acum. Echipa, viteză! E o groapă în față! Apăsați pedala și săriți! Cât pe cer! Sulițe de metal! Dar nu e o problemă pentru mașinile noastre? Da, dar mai avem o problemă! E o fundătură, iar tunelul se strâmtează! Trebuie să existe o ieșire! Scanez după un punct slab în zid. Nu, Delilah! Trebuie să scanez unde se subțiază zidul. Nu, punctul slab. Am găsit. Încep să forez. Asta a fost prea aproape de limită. Apărătorii regatului, ce bine că ați venit. Mă bucur să te văd, Liberty. Și pe Willow și pe profesorul Dambit. Mă bucur să vă văd pe toți. Bine ați venit în miezul ruinelor. Wow! Uite cât de mare e locul ăsta. E spectaculos, nu? Deci asta e încăperea principală. E incredibilă. Iar acum știm și de ce locul ăsta era așa de bine păzit. Să protejeze asta. E o sursă de energie antică. Practic poți să-i simți energia de aici. Acest cristal ar putea fi cea mai mare descoperire arheologică din lume. Iar acesta va fi cel mai grozav reportaj din lume. Dacă putem găsi ieșirea de aici. Prieteni, priviți aceste picturi vechi. Cristalul luminos arată exact ca cel din încăpere. Iar monstrul acela arată exact ca... Aici scrie, puterea este doar pentru cei mai vrednici. Nu, scrie, doar cei mai vrednici pot avea putere. Puterea este doar pentru cei mai vrednici. Doar cei mai vrednici pot avea putere. Știți, amândoi spuneți același lucru, dar nu vă ascultați unul pe celălalt.